Este o primă experiență în care vorbesc public despre mine. N-am să reușesc să spun atât de multe lucruri despre mine, sper să nu vă supărați. În schimb, am să încerc foarte mult să vorbesc despre rezultatele pe care o parte le-ați văzut în film. O parte nu le cunoașteți, poate asta și face Alba Iulia una dintre cele mai interesante capitale despre care încă nu ați aflat mai nimic. Nu fac parte din cei care au conspirat în organizarea acestui eveniment, fie matematicieni sau fizicieni. Nu am fost nici taximetrist, în schimb am fost operator chimist. Am muncit ca operator chimist pentru a-mi face studiile, pentru a putea să mă întrețin la facultate și am terminat științe politice. Am terminat și am absolvit la Babeș-Bolyai și mă bucur că domnul profesor Tismăneanul este astăzi aici, pentru că este prima dată când am ocazia să-l văd în direct, deși multe din cursurile urmate la facultate au fost inspirate de cărțile domniei sale și ale multora dintre mari gânditori ai științei politice pe care i-a citat în discursul domniei sale. Marius, evident, mi-a cerut să vorbesc despre valori. Din fericire, mulți dintre antevorbitorii mei au vorbit mult mai bine despre ele. N-am să mă refer la cele care au fost listate în sondajul prezentat de Marius sau accentuate de către antevorbitorii mei. În schimb, am să spun câte ceva din elementele care au constituit ingredientele succesului activității mele și în mare măsură administrației pe care o reprezint astăzi în fața dumneavoastră, Primăria Municipiului Alba Iulia. Ceea ce ați văzut în material face parte, în materialul video face parte dintr-o viziune de dezvoltare asupra unui oraș, o viziune care a fost cuprinsă într-o strategie de dezvoltare bine scrisă și nepăstrat în sertar, așa cum se întâmplă cu foarte multe din serviciile de consultanță dedicate elaborării unor documentații de dezvoltare pentru comunitățile locale pe care liderii acestora nu le urmează, le uită într-un sertar și lasă praful să se așterne peste ele. Este o strategie pe care de mai bine de 7 ani am urmat-o cu multă consecvență, cu multă muncă responsabilă, cu multă muncă pe care am făcut-o de multe ori și sâmbăta, 4 sâmbete dintr-o lună și 3 duminici din 30 de zile cât are o lună, un colectiv de oameni tineri, dornici de afirmare și pentru care măsura succesului nu însemna să câștigăm bani sau nu doar bani, ci să încercăm prin ceea ce reușim să facem noi, să dăm o șansă dezvoltării unui oraș uitat în ultimii ani de politicieni, deși este orașul în care s-a înfăptuit unitatea acestei națiuni, deși este un oraș care, prin efectul unui cadru legal în vigoare, este declarat de importanță națională, uitat de administratori din administrația centrală care, cel puțin o dată pe an, când este 1 decembrie, ar trebui să-și îndrepte atenția spre Alba Iulia, însă în ultimii ani o concentrează tot mai mult aici, la București, în cealaltă capitală, într-o altă capitală. Animați nu doar de muncă multă și responsabilă, nu doar de dorința de a ridica comunitatea noastră, ci de a încerca să-i construim o identitate și de a o impune, de a o afirma într-un context geostrategic, geospațial deosebit. Nu este ușor să te dezvolți între o fostă capitală culturală, orașul Sibiu, al 2-lea cel mai vizitat oraș din România și, în egală măsură, la 110 km mai la nord, pe Cluj-Napoca, al 2-lea oraș net contributor la PIB-ul României și posibil o viitoare capitală culturală europeană în 2021.
Aș dori să accentuez ca o măsură a succesului și faptul că pentru a face ceea ce am reușit să fac eu și colegii mei, și anume dezvoltare comunitară bazată pe proiecte, în cei 15 ani de când lucrez în acest domeniu, practic am început la 23 de ani, ai nevoie de mult talent creativ, de o capacitate extraordinară de a stăpâni și gestiona un limbaj adecvat și cunoștințe pluridisciplinare care să facă evaluatorii, care îți evaluează proiectele, să-ți dea banii. Să-ți dea banii ca să faci dezvoltare în orașul tău. Ce am reușit eu, ce au reușit colegii cu care am lucrat, ce am reușit o echipă de oameni, exact în perioada în care am avut criza economico-financiară, care ne-a afectat pe toți. Înseamnă o rată a șomajului nu mai mare de 3,8-3,9% într-un oraș, municipiu reședință de județ, situat pe locul 3 în țară, județul, în topul șomajului. Ce mai înseamnă acest lucru? Mai înseamnă recunoașterea înaintea autorităților centrale din România, oferită de Comisia Europeană și instituții internaționale pentru rezultatele muncii noastre. Alba Iulia a fost desemnată în 2012 capitală europeană de excelență și o destinație europeană de excelență pentru investițiile pe care le-a făcut, în special în zona istorică. Alba Iulia deține astăzi o recunoaștere oficială a juriului celebrei organizații paneuropene Europa Nostra pentru calitatea investițiilor făcute în regenerarea patrimoniului cultural istoric al orașului nostru și pentru orientarea spre turismul cultural și patrimonial al dezvoltării orașului nostru. Alba Iulia și primăria Alba Iulia, oamenii care muncesc în această instituție, cred foarte mult și mă bucur că antevorbitorul meu vorbea de o altă valoare a succesului, și anume măsura. Cred foarte mult în evaluare. Cred foarte mult în feedback. Credem că fără o evaluare justă astăzi, performanțele unei administrații, nu vreau să vorbesc de companii, aici o faceți dumneavoastră, este oarecum atipic să vorbesc între atât de mulți antreprenori despre succes și despre succesul unei administrații locale. Dar când vorbesc despre evaluare la Alba Iulia, vin în fața dumneavoastră și spun că evaluarea performanțelor financiare ale administrației noastre se face începând de anul trecut de către compania Moody's și cred că cu toții știm ce înseamnă și ce reprezintă astăzi Moody's, ceea ce facem bine, ceea ce facem rău, dacă facem rău, se cuprinde într-un credit rating pe care începând de anul trecut îl face Moody's. Începând de acest an, controlele curții de conturi la Alba Iulia, că vin, să știți că vin și vin foarte des, vor debuta cu punerea în fața ofițerilor de verificare și control a rapoartelor Moody's despre performanțele administrației noastre. Nu ne evaluăm doar politica financiară, ne evaluăm și politica de dezvoltare urbană și politicile de urbanism, precum și strategiile de dezvoltare. Anul trecut, Banca Mondială a selectat municipiul Alba Iulia ca un centru urban, alături de alte două orașe din România, Cluj-Napoca și Brăila, un pol de creștere și un pol de dezvoltare urbană, pentru a-i evalua politicile de dezvoltare. Inspirat de studiul de caz pe care Banca Mondială l-a făcut municipiului Alba Iulia, alături de generalul care este deasupra capului meu, apropo de ce spunea domnul academician
în prima parte a discursului domniei sale Mircea Hava, primarul orașului Alba Iulia, am luat decizia ca în ședința de Consiliu Local din data de 30 mai, deci peste câteva zile, primăria Alba Iulia să fie prima administrație publică locală din țară care își evaluează pentru perioada 2014-2020 politicile de dezvoltare printr-un memorandum de înțelegere direct cu Banca Mondială. Deci credem foarte mult în măsura, în feedback-ul, în evaluarea pe care instituții legitime, instituții credibile, instituții decontextualizate de orice interes politico-administrativ o poate face activității administrației noastre. Și asta pentru ce? Pentru că unei administrații în general, cu atât mai mult unei administrații locale care este foarte apropiată de cetățean, îi se cere multă transparență, îi se cere să nu fie coruptă și pentru a putea fi credibil în fața cetățenilor, într-un context în care cultura politică, capitalul social de care ne vorbea domnul profesor Tismăneanu, sunt atât de precare, cum este cazul României, asta a fost gândirea și răspunsul pe care noi l-am avut pentru cetățenii orașului Alba Iulia. Aș dori foarte mult să vorbesc și despre curaj și să vă dau un reper al curajului din urmă cu aproximativ 6 ani de zile, pe care l-am încurajat și în care am crezut aproape nebunește în 2008 într-o discuție cu primarul Hava. Era supărat pentru că un celebru premier al României în zilele noastre, dar și în trecut, pe vremea lui Economia Duduia, a evitat să includă orașul Alba Iulia în rândul celor 20 de orașe importante ale României, cei 7 poli de creștere și cei 13 poli de dezvoltare urbană, care era miza pe unul din principalele instrumente de finanțare oferite pentru perioada 2007-2013 României de către Comisia Europeană, și anume Programul Operațional Regional. Orașele de tip pol primeau alocări financiare directe. Nu trebuiau să participe în competiții. Primarul era supărat pentru că Alba Iulia nu a fost definit ca un pol de dezvoltare urbană. Și am spus să nu fie supărată și să vadă lucrul ăsta ca pe un lucru bun. Și s-a uitat la mine și mi-a zis, nu înțeleg, de ce? Și am explicat de ce. I-am spus că prefer să pregătim 8 cutii de televizor însumând 10 de mii de pagini pentru 7 aplicații de dezvoltare ale orașului Alba Iulia, 7 proiecte de finanțare nerambursabilă, cu un buget total de 54 de milioane de euro și să intrăm într-o competiție cu cele peste 27 de orașe ale regiunii centru care au peste 10.000 de locuitori și să luăm toți banii uneia din axele programului operațional regional pentru a face dezvoltare în Alba Iulia și pentru a nu primi doar 15 milioane de euro, bani cu alocare directă, pentru care nu eram nevoiți să intrăm într-o competiție decât doar cu noi înșine. Am preferat competiția, am avut un curaj nebun, dar în 31 martie 2009 mi-aduc de aminte când alături de el și foarte multă presă după noi, am intrat în sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru cu cele 8 cutii de televizor în care erau proiecte pentru Alba Iulia de 54 de milioane de euro. O parte din acei 150 de milioane de euro de care vă spuneam puțin mai devreme. Astăzi toate acele proiecte sunt finalizate, iar pentru 3 dintre ele rezultatele le-ați văzut în filmul video. Am să încerc din respect pentru stomacul dumneavoastră, pentru masa
care știu că aici la Howard Johnson este foarte bună, care ne așteaptă. Să închei spunând că mi-a plăcut din prezentarea lui Dan Călugăreanu faptul că a avut un vis deosebit și are un vis să vadă pe cel mai mare stadion din România multă cultură, mult public lecturând cărți. Am avut și eu un vis la fel, un pic cu dimensiuni mai mici. Am visat că în Alba Iulia, la un moment dat, argumentele de dezvoltare pe care vi le-am enunțat și pe care în parte le-ați văzut în filmul video, pot fi acompaniate și de altceva. Pot fi acompaniate de evenimente care să dea viață orașului. Și unul dintre evenimentele la care ne-am gândit în 2011 și la care am visat foarte mult a fost să organizăm cel mai mare festival al intelectualității românești în cea mai mare cetate din România și din Europa Centrală și de Sud-Est. Atunci primăria a decis să se asocieze cu revista Dilema Veche și să organizeze evenimente an de an de bun gust, evenimente care să aducă cultura în cetatea Albei Iulia. Și la prima ediție acestui eveniment, lucru pe care mi-l amintesc apropo de afirmațiile și gândurile lui Dan, a fost următorul lucru. Prima lectură publică în cea mai mare cetate a fost făcută de către intelectualitatea românească la Alba Iulia. Oraș unde vă invit pe toții să veniți și să-l descoperiți și să vă bucurați de ceea ce reprezintă comunitatea noastră. Mulțumesc!